seara, bine v-am găsit la un nou raport săptămânal. Eu sunt Caterina Ledrăr. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, s-a aflat în acest weekend la Timișoara. A vizitat șantierul centrului de mare arș, o investiție de peste 60 de milioane de euro, care este și cel mai avansat din cele trei care se vor construi în țară. Oficialul din Sănătate a mai spus că Spitalul Județean Timișoara, unde se ridică centrul de mare arș, ar putea deveni un spital regional. Aceasta este și dorința medicilor timișoreni, care se pregătesc să inaugureze o nouă maternitate și, recent, au deschis unitatea de primiri urgente, modernizată și digitalizată. Șantierul centrului de mari arș merge bine, se amenajează terenul acum. Centrul va oferi 12 locuri pentru pacienți cu arsuri grave și intermediare și 5 pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă. Va fi deschisă și o secție ATI cu 27 de paturi, un bloc operator cu 25 de săli de operație și se va amenaja un heliport. De asemenea, va funcționa și UPUS MURD cu 58 de posturi. Investiția se ridică la 66 de milioane de euro. În luna decembrie anului 2021, când am venit la Ministerul Sănătății, am găsit cele trei proiecte care trebuiau să construiască centrele de arș, care sunt la București, la Târgu Mureș și la București, la Spitalul Grigore Alexandrescu, la Târgu Mureș și la Timișoara, complet blocate. Deci nu mai erau foarte mici șansele de continuare a acestor proiecte. Ele erau finanțate de Banca Mondială. Și atunci am hotărât împreună cu colegii mei să redeschidem capitolul de negociere cu Banca Mondială și lucru cel mai important, am reușit să obținem o nouă finanțare care să poată să facă posibilă funcționarea acestor centre. Construcția, bineînțeles, și funcționarea acestor centre. Centrul de la Timișoara este cel mai avansat. Nici autoritățile județene nu mai credeau că vor vedea vreodată pornit șantierul pentru centrul de mare arș după ce proiectul s-a blocat. Chiar acest șantier, eu aveam dubii că se va deschide vreodată după ce începuturile au fost încă din 2016. Contractul cu Banca Mondială atunci a avut bazele și cei de la Banca Mondială au spus, domne, 8 ani de zile, cred că vă e suficient să ridicați această clădire. Ei bine, într-o Românie în care birocrația e infernală, în care de multe ori se pun piedici nejustificat, iată că n-a fost suficient 8 ani de zile, dar cu perseverența domnului secretar de stat, care era consilierul domnului ministru, domnul Rogobete, e și el, și domnia sa aici, a reușit să împingă lucrurile înainte, să renegocieze contractul cu Banca Mondială și evident domnul ministru a avut un aport esențial aici, astfel încât proiectul să nu moară, ci să continue și să avanseze astfel încât să avem o clădire, practic inima Spitalului Județean, finalizată, eu zic, la orizontul anilor 2026, funcțională și care să primească primii pacienți. Ministrul Rafila crede că Spitalul Județean Timișoara poate deveni în sine un spital regional, mai ales că nu s-a aflat pe lista construirii unor astfel de unități sanitare, iar Institutul Oncologic ar face din Timișoara un adevărat hub medical. Cred că spitalul din Timișoara, Spitalul Județean, poate să devină funcțional un spital regional prin dezvoltarea nu numai a serviciilor, ca să spunem așa, obișnuite, ci și pentru dezvoltarea unui centru de excelență în câteva domenii, cum ar fi politrauma sau neurochirurgia, încât spitalul din Timișoara, în decurs de câțiva ani, nu foarte mulți, să poată să aibă exact aceleași funcțiuni ca și un spital regional. El ar putea să se adauge celelalte trei spitale regionale, care știți bine că au început. Cel din Iași este cel mai avansat. Lucrările acolo vor începe în această toamnă. Proiectul tehnic este finalizat. De asemenea, s-a finalizat proiectul tehnic și la Cluj. Iar până la sfârșitul anului se va finaliza și proiectul tehnic la Craiova. Mă bucur că putem să fim martorii acestei evoluții în ceea ce privește o politică de investiții în sistemul de sănătate din România, care se corelează spitale regionale, proiectele Băncii Mondiale, nu în ultimul rând PNRR,
Știți că și Timișoara este unul dintre beneficiarii Programului Național de Redresare și Reziliență prin construirea Institutului Regional de Oncologie de aici din Timișoara. Bucureștiul, Iașiul și Clujul au astfel de institute, Timișoara nu avea. Nu putem să abordăm principalele patologii din România decât dacă avem centre regionale de excelență care au personal calificat și care pot sau și resurse umane și resurse materiale care pot să pună diagnosticul și să ofere soluții terapeutice moderne tuturor pacienților, inclusiv pacienților oncologici. Transformarea Spitalului Județean Timișoara într-un complex medical de top este și dorința medicilor de aici. Prin realizarea acestui obiectiv și a altora, noi vrem să facem din Spitalul Județean poate primul spital regional de urgență de facto într-un complex funcțional, modernizat și care să acopere nevoile de sănătate din această zonă. La Spitalul Județean Timișoara se construiește și o maternitate nouă, iar unitatea de primiri urgențe a fost și ea modernizată și digitalizată. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat 7 noi apeluri de proiecte în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 pentru eficiență energetică în clădirile publice și infrastructură verde. Acestea vor însuma investiții în valoare de peste 85 de milioane de euro. Ele se adaugă altor 7 apeluri lansate anterior pentru drumuri județene și mobilitate urbană sustenabilă. Astfel, cele 14 apeluri de proiecte lansate până în prezent totalizează investiții în valoare de peste 350 de milioane de euro, adică 30% din alocarea totală în cadrul Programului Regional Vest. Se vor finanța intervenții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice cu funcțiuni educaționale, de sănătate sau care deservesc servicii sociale fără componentă rezidențială. Vorbim despre reabilitare termică, amplasare de instalații de încălzire și răcire eficientă energetic sau investiții în surse regenerabile de producere a energiei. De asemenea, se vor deconta amenajările de spații verzi. Cele 7 apeluri de proiecte sunt pe componenta de o regiune mai verde din cadrul programului, mai exact pe tema creșterea eficienței energetice în clădirile publice, unde vom finanța investiții care vizează îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice cu destinație socială, mai exact școli, infrastructură de sănătate și infrastructură socială. O altă componentă lansată ieri este cea care vizează crearea de noi spații verzi în regiunea vest, parcuri, scoaruri, grădini publice, unde alocarea bugetului este de 40 de milioane de euro. Apelul este destinat tot autorităților publice locale. Intervalul de depunere este similar cu cel al componentei pentru eficiență energetică și scopul final este să îmbunătățim calitatea aerului și să creștem suprafața de spații verzi pe fiecare locuitor al regiunii vest. Autoritățile publice locale pot primi bani și pentru mobilitate urbană, fie că vorbim despre crearea de piste de biciclete sau achiziția de mijloace de transport nepoluante, totul pentru a avea un spațiu urban cu aer curat, fără poluare și sustenabil. Așteptarea este ca zona urbană a regiunii, municipiile și orașele, să vină cu proiecte care să îmbunătățească zona aceasta de zero emisii. Vorbim fie de infrastructură care deservește transportul public cu zero emisii, respectiv infrastructură pentru tramvaie și troleibuze, dar și tot ce înseamnă achiziția de material rulant, fie că este vorba despre tramvaie, autobuze, troleibuze, microbuze electrice. Complementar este încurajată și zona de transport nemotorizat, cu accent pe partea de piste de bicicletă și sisteme de bike sharing, respectiv zona de coridoare pietonale. Pentru mobilitate, regiunea beneficiază de o alocare de aproximativ 157 de milioane de euro. Finanțările prin ADRV sunt însă de sute de milioane de euro pe mai multe axe și programe. Reprezentanții agenției speră ca proiectele să fie întocmite cât mai bine, astfel încât până la finalul anului să existe deja aprobată o mare parte din finanțare. Avem 14 apeluri lansate în valoare de peste 350 de milioane de euro, urmând ca
să avem o vară foarte activă și la fel finalul de an, încât la finalul de an să avem lansate deja, estimăm, 37 de apeluri cu o sumă ce va cumula aproape 800 de milioane de euro, însemnând aproape două, sau mai mult de două treimi din valoarea totală alocată. Ce este important de spus este că, evident, apelurile sunt lansate într-o consultare cu beneficiarii. Știm exact cam care este direcția în care ei se pregătesc deja și avem o consultare și înainte de a lansa apelurile și sperăm că în momentul în care ei vor depune proiectele, acestea să fie într-un grad înalt de maturitate pentru a putea accesa deja resursele financiare imediat. Ca o informație nouă, evident, apelurile nu se lansează peste noapte, chiar dacă astăzi am lansat apelurile, ele vor avea toate o perioadă de timp în care se pot pregăti proiectele, care variază în funcție de tipologia apelurilor de la o lună la trei luni de zile. Și sperăm ca finalul de an să ne prindă cu o parte dintre resursele deja alocate să fie și decontate din noul program regional. Regiunea Vest beneficiază de fonduri europene în valoare de 1,18 miliarde de euro prin programul regional Vest 2021-2027 pentru investiții care sprijină creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi. Șantierul de modernizare a căii Stan Vidrighin este în avans față de grafic, spun autoritățile locale. Lucrările au înaintat foarte mult la trotoare și piste pentru biciclete, dar este asternut și un strat consistent de asfalt. Mai este însă mult de muncă. Se construiesc sensuri giratorii complicate, intersecții cu mari bulevarde și se înlocuiește toată rețeaua de apă canal, dar și sistemul de iluminat public. Este un obiectiv important, pentru că în lipsa unei centuri de ocolire complete, traficul greu tot pe aici trece. Și chiar după ce va fi gata varianta de ocolire pe partea de sud, mai rămâne de realizat cea pe partea de vest. Așa că un bulevard modern care să scoată camioanele din oraș este mai mult decât necesar. Pe calea Stan Vidrighin sunt terminate pe jumătate trotuarele și pistele de biciclete, dar și o parte din accesele spre curțile oamenilor. Lucrările au avansat bine și au depășit graficul stabilit inițial. Urmează lucrări mai complicate la sensurile giratorii. Autoritățile transmit că echipele constructorului le vor închide la început de august. Apoi, operațiuni dificile le așteaptă la intersecția cu bulevardul 1 decembrie. Calea Stan Vidrighin a intrat în șantier în luna aprilie anului 2022 și totul ar trebui să fie finalizat în a doua parte a anului 2024, atunci când întreaga arteră va redeveni circulabilă 100%, atât pentru autoturisme, dar și pentru bicicliști, pietoni, respectiv mijloacele de transport în comun. Se modernizează 2 km de linii de tramvai și stațiile mijloacelor de transport în comun. Mașinile vor circula pe 4 benzi, se schimbă iluminatul pe tot bulevardul cu corpuri care au consum redus de energie, precum și toată rețeaua de telecomunicații subterane. În același timp se reabilitează și cei aproximativ 2 km de rețea magistrală de apă, lucrare pe care o desfășoară reprezentanții Aquatim. Este o investiție de aproximativ 83 de milioane de lei. Schimbăm registrul acum. Timișoara are în sfârșit un infocentru turistic nou-nouț în Piața Victoriei. Este o investiție de peste 500.000 de lei, iar locația a fost vizitată deja de mulți turiști care vor să afle informații despre orașul capitală culturală europeană direct de la localnici. Conform ultimelor cifre, numărul turiștilor s-a dublat față de anul precedent, iar cei mai mulți dintre ei vin din țări precum Germania, Italia, Franța, Ungaria sau Serbia.
Timișoara se poate lăuda cu un infocentru turistic pe măsura unui oraș care deține titulatura de capitală europeană a culturii. Investiția de peste 500 de mii de lei de pe strada Alba Iulia a fost finalizată, iar primii turiști deja i-au călcat pragul. Au la dispoziție hărți ale orașului pliante cu informații inclusiv despre atracțiile din împrejurimi. Este un spațiu primitor, un punct de plecare spre atracțiile turistice și alte obiective ale Timișoarei, un oraș a cărei istorie este redescoperită la pas inclusiv de localnici. I think it's great. I mean, it's been a big surprise for us. I think the city is absolutely charming. I mean, the buildings, the old town and the whole atmosphere. We found it absolutely wonderful. Wir mochten die Atmosphäre sehr. Wir finden die Studenten und die entspannte Atmosphäre, offenes Flair, super zu essen. Wir haben sehr gut gegessen auch und natürlich die Architektur ist wunderschön. Mă simt foarte bine. Născut și crescut în Timișoara, este un oraș pe care îl iubesc și mă bucur că am oportunitatea să am turn în Timișoara și să împart această imagine și sentiment cu toți cei care vin să viziteze. Sunt turiști care au șansa acum să obțină toate informațiile utile în interiorul unui infocentru recent renovat. Cei mai mulți dintre vizitatorii externi vin din țările vorbitoare de limbă germană, din Italia, Franța, dar și din țările nordice. În plus, vecinii din Ungaria și Serbia ajung la Timișoara chiar și pentru o vizită de o singură zi. Au rămas pereții, în rest cam totul a fost reparat, înlocuit, pentru că erau mai multe tipuri de gresi, acum avem o dușumea uniformă. Au fost curățați pereții, un perete a fost cumva, un perete vechi a fost păstrat vizibil, așa cum arăta, cum să zicem, prin anii 20 și e o amprentă a spațiului. S-a achiziționat și mobilier pentru o sală de evenimente. Avem mobilier pentru pliante, pentru broșuri care prezintă mult mai bine aceste materiale și avem multe plante. Turiștii au la dispoziție numeroase materiale tipărite pe care le pot lua în călătoria lor prin Timișoara, însă cele mai de preț sunt informațiile directe de la localnici. Și conform ultimelor cifre, numărul turiștilor din Timișoara s-a dublat în 2023 față de anul precedent. Turiștii vor în special recomandări, vor să afle ceea ce nu găsesc în online. E o experiență și o interacțiune umană, în primul rând. Unii au nevoi speciale, de exemplu, vor să programeze o excursie în Transilvania sau în împrejurim și nu știu cum să ajungă în diferite locuri. Alții vor pur și simplu o recomandare de restaurant sau vor să se plângă că anumite lucruri nu funcționează. Vor și materiale tipărite, dar în primul rând vor să discute cu cineva, să afle mai multe informații de la localnici, de la cunoscătorii locali. Noul infocentru turistic este totodată și o locație unde pot fi organizate diverse evenimente, precum ateliere sau workshop-uri. Într-una dintre sălile locației au fost sărbătoriți 100.000 de vizitatori ai pepinierei cu flori din centrul Timișoarei. Se fac lucrări la infrastructura rutieră dintre Giroc și Timișoara pentru creșterea siguranței traficului. Se amenajează 4 sensuri giratorii provizorii pe calea Timișoarei. Investiția aparține Consiliului Județean Timiș și a venit în urma numărului mare de accidente ce au loc pe acest drum. Potrivit autorităților din Giloc, au loc lucrări de sistematizare și semnalizare a traficului rutier pe calea Timișoarei cu intersecțiile adiacente sensului de mers dinspre localitatea Giloc spre Timișoara. Urmează amenajarea a 4 sensuri giratorii provizorii în următoarele puncte: la intersecția cu drumul județean DJ 595, la intersecția cu Bulevardul Aviației, Bulevardul Soarelui, strada Jupiter și strada Neptun. Valoarea lucrărilor este de aproape 500.000 de lei și este suportată de CJT. Autoritățile județene spun că vor face 3 sau 4 sensuri giratorii permanente pe calea Timișoarei, investiția fiind deja aprobată. Ne întoarcem puțin la sănătate. La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, din această lună, femeile pot face mamografii gratuit în baza unui bilet de trimitere și a unei programări telefonice prealabile. Screeningul mamar reprezintă o metodă de investigare imagistică a sânilor pentru depistarea precoce a cancerului, înainte de apariția simptomelor sau de identificarea unui nodul palpabil. În urma semnării contractului dintre Spitalul de Boli Infecțioase și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, pot fi făcute mamografii gratuite tuturor femeilor care necesită o astfel de investigație. Mamografia dă posibilitatea depistării microcalcificărilor de la nivelul sânilor. Investigația este o radiografie a sânilor folosită pentru stabilirea unui diagnostic. Aparatul folosit în cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală este unul de ultimă generație și permite, prin folosirea unei tehnici 3D cu tomosinteză, obținerea
punerea unor imagini la o calitate superioară. În același timp face posibilă stabilirea formei și mărimii unei eventuale neoplazii. Analiza presupune o radiografie a sânului în două planuri, folosind în același timp o doză redusă de raze X. Cancerul de sân se numără printre puținele afecțiuni oncologice care, prin screening, pot fi depistate într-o fază incipientă. Studiile arată că supraviețuirea la 5 ani este între 95 și 99% dacă malignitatea este descoperită în stadiul incipient. Însă, depistat în formă metastatică, cu întârzierea demarării tratamentului, rata de supraviețuire poate să scadă și sub 30%. De aceea, o asemenea investigație este obligatorie după vârsta de 40 de ani, spun specialiștii. Pentru a beneficia de o mamografie gratuită, timișencele trebuie să obțină un bilet de trimitere de la medicul de familie și să își facă o programare la numărul 0735-222-885, de luni până vineri, între orele 8 și 14. Poposim și la cultură, mai ales că evenimentele sunt tot mai de anvergură în anul Capitale Europene a Culturii. Povești captivante ale Timișoarei și ale cartierului Giroc au fost aduse în prim plan prin dans în acest weekend la Cazarma U din Timișoara, prin intermediul Patrimoniul sub reflectoare, un salt în libertate. Spectacolul de dans și teatru a invitat publicul să facă un salt în timp în perioada comunistă prin povești spuse utilizând tehnologii digitale, proiecții 3D, realitate augmentată, toate realizate de studenți și profesori ai Universității Politehnica Timișoara. Am udat cu părinții și fratele meu pe strada naturii în Calea Girocului în 1979, când aveam 10 ani. Tata ne anunța mândru că într-o zi a primit repartiții de la fabrică și aveam să fim de acum chiriași la bloc. Fragmentul face parte din spectacolul de dans și teatru Patrimoniu sub reflectoare, un salt în libertate organizat la Cazarma U din Timișoara de Universitatea Politehnică, partea programului cultural Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023. Prin artă și tehnologie a fost adusă în atenția celor care nu au trăit perioada comunistă realitatea celor vremuri. În același timp, spectacolul a fost și un salt în trecut pentru cei care le-au trăit pe pielea lor. Un salt în libertate, deoarece acest spectacol este dedicat generație X, celor care au fost șemii patriei, pionieri, uteciști, iar apoi au făcut revoluția în Timișoara. Veți vedea multe amintiri pentru mulți care sunt, să spunem, generația mea, care pot să se transforme în amintirile personale ale fiecăruia. Noi sperăm ca prin acest spectacol să puteți să vă reamintiți și momentele bune și mai puțin bune. A fost cel de-al nouălea spectacol Patrimoniu sub reflectoare, un proiect derulat de Universitatea Politehnică în colaborare cu Muzeul Național al Banatului. Interpretarea artistică s-a bazat pe muzica compusă de Dan Simion, coreografia și regia lui Diana și Raul Avram, dramaturgia lui Mariana Boșniac, dezvăluite și prin versurile lui Robert Cerban. Îmi vine uneori să fac pas de defilare și să salut cu mâna la tâmplă. Alteori am chef să stau în punctul de la mijlocul țintei, acolo unde dacă nimerești și dai locotenentului dreptul, iei ferme și-o permis. Pe șosea erau soldați, mașini, tancuri și n-am auzit când s-a spus retrageți-vă spre scări că altfel tragem. Vecinii au dat să intre în scară, dar tatăl meu a rămas ultimul și imediat după ce s-a auzit somația, s-a tras, s-a văzut o umbră picând. Componentele digitale ale proiectului sunt accesibile online la adresa spotlighttimisoara.eu și prin aplicațiile mobile care pot fi descărcate gratuit. Raportul din această săptămână a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Teleuniversitatea, iar noi ne revedem mâine la știri. O seară excelentă tuturor! La revedere!